Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăescu de la Colegiul Național Alexandru Dobescu și astăzi vă propun aplicația photobubble.com. Este o aplicație foarte interesantă ce permite construirea unor secvențe de învățare utilizând imagini. Aceste surse vizuale vor fi încărcate de dumneavoastră după ce vă creați un cont pe photobubble.com. După cum observați, nu trebuie decât să alegeți un username și o parolă pentru contul dumneavoastră. Din colțul din dreapta sus, New Photobubble, creați o resursă vizuală nouă, încărcând de pe desktopul dumneavoastră o imagine, iată, apăsând acel buton plus și redenumind practic această imagine. Ulterior, editați adăugând un material audio, un atașament și apoi salvând cu save. De asemenea, puteți adăuga text și bineînțeles că puteți descărca sau trimite, dar doar după ce veți declara publică această sursă vizuală. După cum veți observa, toate materialele se salvează într-o bibliotecă și nu uitați că puteți solicita elevilor dumneavoastră să descrie o fotografie, să prezinte o metodă interesantă pe care ați utilizat-o în cadrul orelor, să povestiți cum utilizați un anumit website, să analizați un manual sau un plan de lecție și toate acestea ajută la dezvoltarea competenței de comunicare a elevilor noștri. Sperând că ați găsit interesantă aplicația, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!